Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre o viziune revoluționară în medicină. Medicina integrată, care, deși se bazează pe medicina clasică, integrează și medicina alternativă și privește omul ca pe un întreg. Cu alte cuvinte, vorbim despre o abordare în care nu se tratează doar organul bolnav, ci omul în ansamblul lui. Plecând la premisa că totul se află în interconexiune în interiorul nostru și că dacă sufletul nostru este în regulă, atunci și părțile corpului sunt în regulă. Practic vorbim despre nevoia unei armonii între suflet, minte și trup. În episodul de astăzi destinat medicinei integrate vom vorbi despre tratarea eficientă a diabetului zaharat în clinicile Science Med, împreună cu doamna doctor Mihaela Dascălul, medic specialist, și domnul Daniel Hanganu, manager al clinicilor Science Med. Aș începe prin a spune că abordarea pe care o aveți aici în această clinică îmi amintește de un citat antic din Platon, care în dialogul Carmides prezintă viziunea pe care Socrate o avea asupra medicinei. Mai exact, Socrate, care a fost inițiat într-o confrerie spirituală și medicală tracică, vorbește despre medicul trac zalmoxian care l-a inițiat și care i-a transmis o viziune holistică asupra actului medical. În citatul din lucrarea Carmides, lucrarea antică a lui Platon, Socrate spune că medicul trac l-a învățat că nu poți trata partea dacă tu nu tratezi întregul. Nu poți avea efect asupra unui organ dacă mintea și sufletul celui tratat nu este în armonie, pentru că, spune Socrate, totul curge de la cap spre restul corpului și că toate lucrurile sunt în interconexiune. Mi se pare că această viziune holistică asupra actului medical, din păcate, a fost pierdută în timp de medici, din evul mediu, și chiar mulți medici de astăzi nu abordează lucrurile în acest fel. Iar faptul că există această posibilitate, această abordare, mi se pare un lucru minunat și cred că cei care ne urmăresc, înainte de a discuta concret despre diabetul zaharat, ar dori să știe și să înțeleagă ce este această medicină integrată și cum se pune problema astăzi, având atâtea informații și cunoștințe științifice cu privire la această abordare holistică a tratamentului unui om. O să încerc eu să vă fac o prezentare foarte pe scurt a, hai să spunem, istoriei medicinei integrată. Medicina integrată Science Med a pornit de la o constatare oarecum surprinzătoare. Fiecare metodă medicală luată în parte avea niște limitări. Deci una era mai bună într-o parte, alta era mai bună în altă parte. Și atunci s-a pornit de la această idee de a pune împreună cele mai performante metode din medicina, dacă doriți, alternativă sau naturistă. Și aici vorbim despre medicină cuantică, electrosomatografie, homeopatie, fitoterapie, terapie florală Bach, terapia cu uleiurile ozonate, HempMed Pharma, cu medicina alopată. Practic a rezultat o metodă care, dacă doriți, a reușit să împace cele două mari curente care sunt în acest moment în medicină. Medicina clasică alopată și medicina naturistă. Și ce este foarte interesant este că a adus dovezi științifice. De fapt, medicina alopată întotdeauna reproșa medicinei alternative sau naturiste faptul că nu există dovezi științifice. Ei, medicina integrată Science Med s-a axat tocmai pe această idee de a produce dovezi științifice. De fapt, ce înseamnă o dovadă științifică? Înseamnă că poți să obții un rezultat reproductibil. Adică dacă eu obțin un rezultat cu un pacient, obțin acel rezultat și cu al doilea, și cu al treilea, și cu al cincilea pacient. Este vorba de această reproductibilitate a rezultatelor. Ca tot ce este bun pe planeta asta, a început cu un program secret. Deci rușii din anii 60 au început să studieze frecvențele corpului uman și modul în care funcționează sau pot fi influențate aceste frecvențe pentru corpul uman. După aproximativ 20 de ani de cercetare, sigur, repet, program secret al armatei ruse,
au reușit niște performanțe foarte interesante, în sensul că au constatat că există posibilitatea, deci ei au reușit să ajungă undeva pe la vreo 10.000 de frecvențe, le-au identificat la nivel de organe, la nivel de organită, la nivel celular chiar, după care lucrurile au fost preluate de nemți. Deci după Revoluție aceștia au preluat partea de cercetare pe ceea ce înseamnă această medicină cuantică și au ajuns la acest moment undeva la vreo 35.000 de frecvențe. Ei au mers chiar mai în profunzime, au ajuns la nivel de ADN, lucrurile sunt foarte, foarte evoluate. Și ceea ce este foarte interesant este că noi trebuie să plecăm de la o definiție simplă. Starea de sănătate este o stare de echilibru. Suntem în echilibru. În momentul în care ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim în trei etape, dacă doriți. Sunt trei niveluri la care ne îmbolnăvim. Prima dată apare un dezechilibru în plan energetic. Deci acolo apare prima dată dezechilibrul. După care se transmite la nivel celular și abia în ultima fază, atunci când noi simțim efectiv boala, suntem la nivelul organic. Atunci spunem că suntem bolnavi, dar deja acesta este nivelul 3 al îmbolnăvirii noastre. Medicina integrată Science Med vine și acționează asupra tuturor celor 3 niveluri. Și aici lucrurile cred că o să le poate explica mai bine doamna doctor, modul în care abordează un pacient. Când vine un pacient să fie consultat, vă spun că este o consultație că durează undeva între 2 și 3 ore. Deci este o consultație, repet, care durează între 2 și 3 ore. În nicio altă specialitate medicală nu durează atât de mult o consultație. Înainte de a vorbi, doamna doctor, vreau să fac o legătură cu ce a spus dumneavoastră și cu programul secret rusesc care a identificat primele frecvențe organelor dezvoltate de nemți după aceea. Sigur că este un lucru excepțional. Astăzi, din ce spuneți dumneavoastră, reiese că s-a identificat frecvența fiecărui organ, fiecărui fragment de organ, tip de celulă, până la nivel de ADN. Pe de o parte, este un lucru excepțional, pentru că prin această latură a medicinei integrate, și anume medicina cuantică, se poate echilibra un organ prin faptul că se transmite o frecvență standard, standardul acelui organ, și în felul acesta organul este forțat între ghilimele să se echilibreze. În același timp, am mai abordat acest subiect, am și citit câteva cărți, există și un pericol. Tot un rus a publicat și în România o carte, Metacontact, un om care a fost în serviciile secrete și care a vorbit despre dezvoltarea armelor psihotronice și în toată lumea sunt dezvoltate. Plecând de la faptul că se cunoaște frecvența unui organ, s-a pus problema în carte, mai multe cărți de fapt, că se poate acționa de la o anumită distanță pentru a tulbura frecvențele unor organe, tocmai pentru că se cunosc frecvențele și se leagă cumva de frecvența de bază și apoi o deturnează spre altceva. Dar asta este o paranteză așa interesantă. Cum se petrec lucrurile dumneavoastră la clinică atunci când vine un pacient? Iată, vorbim în acest episod despre diabetul zaharat. Vine un pacient bolnav într-o anumită fază cu această boală care aproape că este o epidemie, tot între ghilimele vorbind. Ce se întâmplă aici? Deci, în primul rând, când vine un pacient la clinică, el este abordat holistic și personalizat. Nu scanăm fiecare organ pe bucățele, luăm corpul ca pe un întreg. Se fac două scanări principale, scanarea electrosomatografică, în care putem să vedem metabolismul celular din cap până în picioare, pe toate organele și sistemele, și scanarea cu aparatul de biorezonanță, Raiocom Polar 1000, în care putem vedea toate dezechilibrele energetice care au condus la apariția dezechilibrelor metabolice celulare. Practic, aceste două zone, corpurile informaționale și spațiul intercelular, funcția celulei, sunt planurile subtile în care apar pentru prima dată afecțiunile organice. Și, bineînțeles, este luată în calcul și starea mental-emoțională a pacientului, contextul psihologic în care s-a instalat afecțiunea. Pentru că orice afecțiune, inclusiv diabetul zaharat, poate să apară
din diverse cauze. Chiar și stresul. Chiar și stresul poate să conducă la apariția diabetului zaharat. Și ați menționat foarte bine că fiecărui organ, fiecărei celule, fiecărui organit celular îi corespund o anumită frecvență de rezonanță. Și dacă acele arme psihotronice de care povesteați vor să facă rău corpului uman, noi avem o aparatură care folosește aceste frecvențe pentru a reda sănătatea organismului uman. Practic putem depista dezechilibrul energetic pe chakre, meridiane de acupunctură, energie vitală, substanțe vitale, virus, bacterii, paraziți, deci putem face desensibilizări energetice, inclusiv pe virus, bacterii, paraziți și putem să prevenim foarte multe infecții. Chiar au fost tratate infecții urinare cu succes prin medicină cuantică și homeopatie și se scanează dezechilibrele energetice pe toate organele. Acest lucru este important pentru că niciun organ nu se îmbolnăvește până când nu se dezechilibrează frecvența lui de rezonanță. Mitocondria este uzina energetică a celulei. Cu ajutorul medicinei cuantice, noi ajutăm mitocondria să producă mai multă energie, deci mai multe molecule de ATP, care să redea vitalitatea celulei. O celulă bolnavă nu produce mai mult de două molecule de ATP, adenozin trifosfat, pe care celula îl folosește ca să producă energie. O celulă sănătoasă produce 38 de molecule de ATP. Deci, practic, medicina cuantică ajută celula să producă mai multă energie, pentru că dacă energia la nivel de funcție celulară scade, atunci organul începe să se îmbolnăvească progresiv. Deci am putea spune că această metodă de terapie, care este medicina cuantică, prin această aparatură performantă, stimulează, să zicem, e un anumit organ, rinichiul, da? Un rinichi, care are perturbări, este bolnav, stimulează sau determină ca mecanismele care stau la baza armoniei rinichiului să se reactiveze, să genereze frecvențele necesare, care, generând frecvențele, practic este informația care se transmite organului și care cumva își reconstruiește, se reabilitează cu propriile forțe. Adică e un fel de stimulent care determină în corpul uman acest proces de refacere a frecvențelor, care până la urmă e baza tuturor. Astăzi știm că informația în fizică este cea care stă... S-a demonstrat încă din anii 80 că membrana celulară are memorie. Profesorul Constantin Dumitru Ducan explică foarte bine asta în celebra carte Inteligența materiei. Și înainte să apară boala, se dereglează softul celular. Practic, sănătate ce înseamnă? Un soft corect la nivelul organismului care transmite informația de sănătate. Boala are și ea propria informație. Și înainte să se instaleze boala propriu-zisă, se dereglează memoria celulară. Iar prin medicină cuantică putem să redăm celulei memoria inițială, în așa fel încât să readucem organismul pe starea de sănătate. Cu alte cuvinte, creștem forța vitală a organismului și activăm propriile mijloace ale organismului de a se autoapăra, pentru că sănătatea înseamnă să trăim în armonie cu tot ce ne înconjoară, inclusiv cu virus și bacteriile, paraziții, care sunt de miliarde de ani, sunt mult mai vechi decât specia umană. Noi am avut un studiu foarte interesant pe care l-am făcut cu Universitatea din Stuttgart și cu cei de la Rayonex, prin care pentru anumite afecțiuni am încercat... Universitatea de unde? Stuttgart. Așa. Am încercat să vedem dacă folosind doar aceste reechilibrări energetice reușim să vindecăm oamenii. Rezultatul a fost foarte interesant. Practic fără niciun alt fel de tratament, doar făcând aceste ședințe de armonizare energetică. Practic ce se întâmplă? Atunci când se face consultul inițial, se văd acele frecvențe care sunt dezechilibrate. Ele sunt memorate și în momentul în care se fac aceste ședințe, pe frecvențele respective se dă energie organismului pentru a se ajunge din nou la echilibru. Ei, vreau să vă spun că undeva la aproape 75% dintre pacienți, și a fost vorba de vreo 400 de pacienți, a apărut vindecarea, repet, doar prin aceste reechilibrări energetice.
Dar medicina integrată Science Med înseamnă mult mai mult. Medicina integrată Science Med nu se bazează doar pe medicina cuantică. Pacientul este consultat și printr-un consult homeopat. Și aici iarăși o să o las pe doamna doctor să vă explice mai bine ce se urmărește prin un asemenea consult homeopat. Deci, pe lângă faptul că se încearcă această, hai să spunem, diagnosticare la cele trei niveluri. Deci, noi în momentul în care vedem un pacient, pe lângă faptul că îl vedem holistic, ca pe un întreg, îl investigăm și la cele trei niveluri, energetic, celular și organic. Și în momentul în care gândim o anumită terapie, această terapie este gândită să acționeze la toate cele trei niveluri. Deci este și o terapie energetică, este și o terapie bazată pe remedii homeopate. Putem să-i menținem și tratamentul alopat acolo unde sunt afecțiuni cronice grave. Noi nu venim să negăm rezultatele obținute de medicina alopată, venim să îmbunătățim aceste rezultate. Se poate anticipa sau se poate detecta într-o fază incipientă apariția diabetului, adică omul nici nu știe și glicemia este încă în cote aproximativ rezonabile, dar există indicii că ar putea să declanșeze diabetul. Se poate... Sigur că da. Orice afecțiune poate să fie depistată înainte de a se declanșa în planul fizic. În ceea ce privește cazul particular al diabetului zaharat, scanarea electrosomatografică ne poate identifica un proces celular inflamator la nivelul pancreasului, ne poate aduce informații despre rezistența la insulină, despre valorile glicemiei în spațiu intercelular, despre valorile trigliceridelor și ale colesterolului în spațiu intercelular, despre dereglările metabolice la nivelul glandelor suprarenale, hipotalamusului și glandei hipofize. De ce spun acest lucru? Pentru că în orice afecțiune endocrină și diabetul zaharat este o afecțiune metabolică și endocrină în același timp, apare o dereglare a întregului sistem endocrin. Iar un dezechilibru pe glandele suprarenale, spre exemplu, poate să întrețină un diabet zaharat. Dacă apare dezechilibru pe corticosuprarenale și cortizol crescut, degeaba încercăm să scădem glicemia cu antidiabetice orale, pentru că nu vom reuși să o facem eficient atât timp cât se mențin dezechilibre metabolice la nivel de glande suprarenale, la nivel de hipotalamus și la nivel de glandă hipofiză. Și atunci, când un pacient vine cu o schemă pentru diabet stabilită de medic, nu renunțăm la acea schemă. Adică urmează și tratamentul alopat clasic. Într-o fază inițială urmează și tratamentul alopat clasic. Dar pe lângă schema respectivă, noi venim cu echilibrări metabolice celulare la nivel de glande suprarenale, la nivel de glande hipofize, la nivel de hipotalamus, în așa fel încât să echilibrăm și aceste zone, venim cu echilibrări metabolice celulare pentru ficat, care și el este o uzină metabolică foarte importantă pentru organism, și bineînțeles cu un tratament homeopat adaptat tipului constituțional al pacientului. Tratamentul homeopat pune în echilibru planul fizic, mental și emoțional. Doctorul Bach spunea că o cauză principală a instalării bolilor este dezechilibru emoțional. Pacientul primește inclusiv terapie florală Bach la sfârșitul consultației, care are rolul de a-i restabili echilibru emoțional. Și vă dau un exemplu simplu. Pacient care a căpătat diabetul zaharat pe fond de stres, fiind director într-o mare corporație, mese dezechilibrate, program 12 ore pe zi, avea o glicemie 285 de miligrame pe decilitru când a venit la noi, triglicerid de 190 miligrame pe decilitru, colesterol crescut, deci practic sindromul metabolic pe care îl prezintă marea majoritate a pacienților cu diabet zaharat. Ca tip constituțional era o persoană colerică și acest lucru îi amplifica dezechilibrele pe care le producea boala în corp. Așa că am ținut cont în cazul lui și de tipul constituțional și de toate dezechilibrele care au fost găsite la scanări. Și după aproximativ 2-3 luni de
tratament care a constat în ședință de echilibrare energetică, două ședințe pe săptămână, tratament homeopat, terapie florală Bach, s-a constatat o reducere a valorilor glicemiei într-o primă fază de la 185 la 165 după mai multe luni de tratament până la 140 și o reducere și a celorlalte constante, colesterol, trigliceride. Dar asta pentru că s-a lucrat pe toate dezechilibrele endocrine și organice găsite la scanări și s-a ținut cont și de starea lui emoțională, de tipul constituțional și contextul în care s-a declanșat boala. Aici aș veni eu cu o mică completare și de fapt aș încerca să explic foarte simplu mecanismul prin care se declanșează de fapt diabetul. Noi, în general, omul modern consumă foarte multe glucide. Acestea ajung la nivelul ficatului, unde sunt procesate și sunt transferate în sânge. De acolo, aceste glucide sunt duse spre celule. Ele sunt foarte importante pentru buna funcționare a celulelor. Deci dacă nu se dă această glucoză unei celule, ea moare într-un timp foarte scurt. Deci este foarte utilă. Problema este că noi avem în exces. Deci mâncăm sau folosim mai multă glucoză decât este nevoie într-o funcționare normală a organismului, să spunem. E, insulina este cea care facilitează acest transfer. Glucoza trece din sânge în celulă. Marea problemă a, să spunem, diabetului nu este atât faptul că îți crește cantitatea de glucoză din sânge. Problema este că se încearcă forțarea și introducerea forțată în celule a acestei glucoze în exces, chiar dacă celula nu are ce face cu ea. Și există un întreg mecanism intern în care celula semnalizează acest lucru. Spune, dom'le, gata, nu mai trebuie mai multă glucoză. Am suficientă pentru a funcționa normal. Și atunci ce se întâmplă? Organismul produce mai multă insulină și obligă celulele să primească mai multă glucoză decât este necesar. Acesta este acest fenomen de rezistență la insulină. Problema este că lucrurile astea avansează în cascadă. Deci cu cât apare rezistența la insulină mai mare, crește cantitatea de insulină, se forțează pătrunderea unei cantități mai mari de glucoză în celulă și atunci apar într-adevăr problemele. Deci problemele grave apar în momentul în care sunt cantități foarte mari de glucoză în celulă. Atunci apare și orbirea, apare și problemele la nivelul rinichilor și la nivelul celulei diabetic și la nivel circulator. Practic, întregul organism este șubrezit în acest moment și există riscul să colapseze total. Adică diabetul e o boală pe care noi nu-i dăm foarte mare importanță pentru că nu doare. Da. Nu simțim nicio durere. Nu știm că avem diabet pentru că nu ne doare. Dar este o boală foarte perversă pentru că acționează în tăcere și erodează întreaga structură a organismului. Toate celulele sunt afectate. Aici aș dori să fac o completare referitor la rezistența la insulină despre care vorbea domnul Hanganu. Deci când este prea multă glucoză în celule, deja nu mai este suficient să reglezi glicemia și hemoglobina glicozilată doar prin antidiabetice orale și prin insulină. Mai trebuie venit cu ceva suplimentar. Noi le explicăm pacienților și despre stilul de viață, alimentație și, bineînțeles, aceste echilibrări sunt foarte importante pentru reglarea celorlalte glande endocrine. Un alt pericol pe care îl are diabetul constă în îngroșarea vaselor de sânge, inclusiv la nivel de artere carotide, artere intercerebrale și celelalte artere. Și acest lucru poate să ducă în timp la complicații cardiovasculare și chiar la complicații cerebrale. Poate să înleznească apariția atacului vascular cerebral al bolii Alzheimer, iar acest proces inflamator pe artere se poate vedea din timp la o scanare electrosomatografică. Și depistându-l din timp, să putem să dăm un tratament adecvat în așa fel încât să prevenim arteriopatia diabetică, retinopatia diabetică, accidentul vascular cerebral, infarctul de miocard sau arterita membrelor inferioare și neuropatia diabetică, care între timp pot duce la necroza membrelor și chiar la pierderea membrelor, cum am văzut în anumite situații când lucram în spital.
În final aș pune o întrebare care cred că e pe buzele multora. Prin metodele pe care le aveți la dispoziție, puteți trata diabetul sau cel puțin anumite forme de diabet și dacă da, tratamentul pe care îl oferiți creează o dependență, adică trebuie să țină toată viața de acest tip de tratament sau pur și simplu omul, dacă reușește să se echilibreze, se eliberează și de medicamente doar să ducă, sigur, o viață echilibrată, că altfel... Pacientul poate să fie ajutat cu aceste metode și au fost cazuri în care, după cum v-am spus, datorită schimbării stilului de viață, alimentației, s-a reușit o scădere în greutate. Aceasta este foarte importantă la pacienții obezi, pentru că altfel e greu să reglezi glicemia pe termen lung fără o scădere în greutate. S-a reușit o normalizare a glicemiei, în anumite situații, în alte cazuri, o scădere a glicemiei, o scădere a hemoglobinei glicozilate. Cu această terapie, combinată o perioadă în paralel cu medicația clasică, iar în anumite situații s-a reușit în timp chiar renunțarea completă a medicamentelor alopate și menținerea unei terapii de întreținere cu medicină cuantică, homeopatie, terapie florală Bach și, bineînțeles, un stil de viață corespunzător. Aici aș veni și eu cu două completări la ceea ce a spus doamna doctor. Probabil medicina integrată Science Med este în acest moment cea mai eficientă metodă de luptă împotriva diabetului. Și această luptă împotriva diabetului se concretizează prin combaterea acestei rezistențe la insulină. Deci noi nu gândim că trebuie să acționăm ca un medicament care să crească această cantitate de insulină, cum fac majoritatea produselor chimice antidiabetice din piață. Noi încercăm să luptăm împotriva acestei rezistențe la insulină și în momentul în care reușim să reducem, e un complex, deci pe lângă ceea ce a spus doamna doctor, este vorba și de un anumit regim alimentar, este vorba și despre utilizarea uleiului ozonat cu CBD de la Hemed, este vorba și despre, dacă doriți, o urmărire atentă a cantității de glucide pe care le... Pentru că fără un tratament, cum să vă spun, fără o dietă, nu se poate rezolva această problemă pe termen lung. Dar lucrurile foarte interesante sunt că această scădere a glicemiei este mult mai sustenabilă și durează mult mai mult, poate să ducă chiar la vindecarea definitivă decât folosirea unui antidiabetic. Deci, practic, această metodă duce la o vindecare. E adevărat că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Deci trebuie să ai o anumită atitudine terapeutică o perioadă de șase, în jur de 6-12 luni. Dar ce este foarte interesant este că rezultatele durează în timp. Acum, sigur, dacă am reușit să scădem glicemia și după un an de zile începem să nu mai ținem cont de nimic, de regim, de absolut nimic, lucrurile se pot destabiliza din nou. Dar rezultatele sunt foarte bune și exact ce spunea doamna doctor, chiar dacă la început pacienții folosesc în continuare medicamentul alopat, în timp pot să renunță total la aceste tratamente. Vă mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. Rămâneți alături de noi, o să mai facem două episoade în aceeași formulă, tot din perspectiva medicinei integrate. O să vedeți, va fi foarte interesant.